Mai de pe scena celebrului festival Saga. E vorba despre Adrian Sasu, pe care îl invit alături de noi. Adrian este cel care vreme de 2 ani de zile în edițiile noastre estivale ne-a fost gazdă foarte bună de pe acel iaht care traversa de la Năvodari toată zona Mamaia, acolo unde Adrian era maestru de ceremonii și totul depindea de el. Iahtul a plecat puțin în deplasare, unde fetițele nu sunt atât de goale, dar Adrian a venit alături de noi. Bun venit, Adrian! Bine v-am găsit! Zim care este treaba, pentru că vorbim acum, suntem în zona de petrecere, după cum vedeți, dar vrem să știm exact și cum este treaba în zona de club, pentru că el, o să vedeți, are și o piesă nouă pe care o veți auzi imediat. Man, lumea de club s-a schimbat, știi, lumea se schimbă de fiecare dată și uite, de pe mare am coborât cu picioarele pe pământ. Așa. Și am început un proiect alături de prietenul Ivo, un proiect semnat deja cu Cat Music, sunt 3 piese deja lansate, piese care, 2 dintre ele, una a ajuns în India, semnată în India, cealaltă a ajuns... Te duci în India să cânti. A, e. O fi rău, o fi bine? Mai degrabă să, doar să pun muzica, știi, să promovez, că de, da. cu vocea asta mai prost. Așa, iar cealaltă este semnată deja pentru Ibiza, iar odată cu proiectul ăsta a început și proiectul de DJ-at, au început festivalurile. Cum, uite, a fost la Saga? Primul, asta vreau să zic, a fost Saga, am pus 2 zile la rând la Saga, pe 2 scene diferite, a fost o nebunie totală, deci dacă poți să-ți imaginezi un număr atât de mare de oameni, toate scenele alea arhi pline, lumea, senzațional, cel puțin scena Avion, care e o scenă spectaculoasă, imaginează-ți un avion imens. Păi de că avem niște imagini. Da, 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 da. În care efectiv avionul ăla, senzațional, vedem 20 acum, de centimetri se lăsa, pe Adrian, se lăsa și în jos, domnilor, deci, mixând pentru publicul de la Saga. Foarte, foarte tare, bravo. Da, urmează după Saga, urmează restul festivalelor. Cel puțin până aproape de septembrie, fiecare weekend e ocupat de un festival la care merg și pun muzica. Iar pe partea cealaltă, evident, încerc să promovez cât mai mult și piesele pe care le creăm. Uită-te și tu ce înseamnă. Ce nebunie. O nebunie, iar acel avion era arhi plin și crede-mă, câte 20 de centimetri se lăsa spre sol. Deci, nu, greu de explicat, greu de explicat. Foarte, o experiență super, absolut, da, senzațională. Mergeți la festivalurile unde, într-adevăr, se face diferența. Asta este foarte tare. Adrian, tu stai la mare, în principiu. Eu stau la mare, chiar lângă mare, la vreo 50 de metri am casa. Exact. Chiar lângă mare. Aia e treaba. Asta înseamnă să fii om de succes. Adrian a venit singur aici, a venit și cu fica lui, care stă foarte cuminte. Am venit cu fetița mea și cu prietena ei. Să ne zâmbească, da, să ne facă cu mâna, să vedem. Iată, avem aici, doamnelor și domnilor, 2 distinse domnișoare. Foarte bine. Adrian se mai ocupă de o chestie foarte interesantă, o herghelie. O să povestim într-o zi, poate luăm o vedetă, o suim pe cal. Ar și... trebui să știi, nu vreau să dau numele, să nu facem reclamă, dar este de departe cel mai frumos, în primul rând e cel mai nou, dar este cel mai mare centru de echitație pe care îl are România în momentul de față. Foarte tare. Cu piscină, cu cazare, cu... e o nebunie, iar acolo se țin competiții naționale și internaționale. Doamnelor și domnilor, până când plecăm noi de la mare, o să mergem acolo unde se ocupă Adrian de acest eveniment absolut senzațional. Cam asta este atmosfera, o să surprindem și viața de noapte de aici, de la mare, atunci când va fi cazul. Ne ținem după Adrian, ținem legătura cu el. Îi mulțumim foarte mult și prezintă-mi, te rog, piesa pe care o vedem astăzi. Piesa care o vedem astăzi a fost lansată, cred că are o săptămână, de când a ieșit oficial. A intrat deja pe posturile de radio, a început să fie pe posturile de televiziune de specialitate, semnată cu Cat Music, făcută împreună cu Ivo. Se numește Waste Your Love și e o piesă cât se poate de drăguță de vară, care sper să cucerească vestul Europei. Doamnelor și domnilor, că altfel India este deja un teritoriu cucerit. Îi mulțumesc foarte mult lui Adrian. Mulțumesc, ne vedem mult cu el. O să vedeți când, cum și unde. Îi mulțumim foarte mult și acum, don't waste your love sau waste your love? Waste your love. Waste your love, chiar acum. Mă, Sasu, mă. Ziua. Bă, cum ar fi, mă, să fim la mare? Acum. Bă, cum ar fi să fim la mare, mă? Tare, mă. Man, I got this burning, burning in my chest. I was made for running, running with no brakes. Then you start coming, I'll break your heart in two. Cause when the night is young, all I wanna do is break the rules. Tonight you go all in, I bet you saw the truth. I'm only gonna waste, I'm only gonna waste your love, love. Take your time, tasting love.
is said and done. So if you gonna stay, it's at your risk. Lower your expectations, cause when the night is young, all I wanna do is break the rules. Tonight you go all in, I bet you saw the truth. I'm only gonna waste your love. Waste your love, love, take your time. Tasting of heaven in your eyes. Doamnelor și domnilor!